Bine v-am regăsit la Observator Update, sunt Francesca Simionescu. Vedem acum ultimele informații legate de alegerile locale. Pentru început ne uităm la prezența la vot, care crește însă nu considerabil. În acest moment vedem peste 27% prezența la ora 15 și peste 4.945.000 de voturi exprimate. Este o cifră aproximativ la fel cu cea din 2016, însă vedem diferențe în București. La acest moment, 21% este prezența la urne, mai mult decât în 2016, când vedeam la aceeași oră doar 18,23% prezență. În ceea ce privește votul în țară, cea mai mare prezență s-a înregistrat în județele Olt și Teleorman. Și dacă ne uităm în mediul urban, vedem că au votat deja 21% dintre totalul alegătorilor cu drept de vot, iar în rural 34% au fost voturile exprimate. Peste 23.000 de români au votat deja la urnele mobile. Iată cum se desfășoară votul în cazul celor izolați la domiciliu. Vedem imagini surprinse într-o localitate din Ilfov. În acest caz, procesul de vot a durat maxim 10 minute, cel puțin 4 votanți în această curte și iată și urna mobilă. Autoritățile ies în acest moment cu voturile exprimate, le urcă în mașina poliției, iar apoi sunt duse spre secțiile de vot arondate acestor oameni. În această seară, la ora 20:50, începe o ediție specială Observator dedicată alegerilor locale. Acolo veți vedea rezultatele singurului exit poll. Iar în centrul de comandă se află Mihaela Călin, care ni se alătură în minutele ce urmează cu mai multe informații. Mihaela, a fost greu să se adune datele? Cred că e interesant pentru oameni să afle ce se întâmplă acolo, unde ești tu. Bună ziua, este un proces în plină desfășurare. Colectarea datelor de la alegerile de astăzi a început încă de la ora 7 dimineața cu primul votant în România și se va încheia, bineînțeles, cu ultimul votant, dar și după aceea cu procesarea datelor. Este un zumzet în jurul meu pentru că sunt câteva zeci de tineri, majoritatea din ce am văzut eu, care în aceste momente își sună colegii din țară, cei aproximativ 400 de colegi aflați la secțiile de votare din București, din Constanța și din Craiova și colectează datele de la ei. La secțiile de votare este o echipă mixtă, astfel încât în permanență cineva să poată vorbi la telefon, dar cineva să rămână în continuare, să poată da chestionarele celor care votează. Iar aici datele sunt colectate și introduse în calculator. Și toată lumea așteaptă centralizarea lor și rezultatele votului din această seară, bineînțeles. Este o muncă anevoioasă, aș putea spune, pentru că este odată la câteva ore se ridică de pe scaun cei de aici și merg la toaletă sau beau puțină apă. Este o zi grea care a început de vreme, la ora 7, și se va termina târziu, după ce noi vom afla rezultatele acestui exit poll, adică undeva la ora 22, dar este o muncă foarte importantă în această zi, pentru că dincolo de actul de votare, numărarea votului și aflarea rezultatelor este cel mai așteptat moment și pentru cei care au votat și pentru cei care n-au putut să voteze. De aceea, în această seară, aflarea rezultatului acestui exit poll este un moment deosebit de important și se va întâmpla, așa cum ai anunțat și tu, la ora 21. Mulțumim, Mihaela, pentru toate informațiile. Mergem mai departe. Cei mai mulți români care au ieșit la vot astăzi au între 45 și 64 de ani. I-am întrebat pe câțiva dintre ei, din mai multe localități, ce așteaptă de la primar. Iată și răspunsurile. Mă aștept de la primar să fie un bun gospodar și să administreze foarte bine banul și bunul public. Să creeze mai multe locuri de joacă, dar cu spații verzi. Vrem apă, vrem canalizare, vrem gaz. Îmi doresc să curețe primăria de angajații corupți. Atât deocamdată de la Observator Update. Informații actualizate găsiți pe observatornews.ro sau pe Facebook. La acest număr de pe ecran puteți trimite informații care considerați că sunt o știre. Și nu uitați, rezultatele singurului exit poll le aflați diseară la ediția specială.